Uh, referitor la uh, acest ultim seminar pe care îl avem, uh, o să ne zorim un pic în a aprofunda aceste detalii uh, și cu îngăduința dumneavoastră cel târziu la și 10 uh, eu mă voi opri. Uh, în primul rând, terminologia biblică pentru acest loc, Raiul lui Dumnezeu. El este numit în Biblie cer, cuvântul cer apare în Biblie de foarte multe ori, cu trei sensuri principale. Primul sens este cel cosmologic, cer ca și creație, spațiu cosmic, apoi cer cu sensul de referință, cu, cu, cu referință la Dumnezeu. Tânărul risipitor spune am păcătuit împotriva cerului, se referea la Dumnezeu. Și apoi cer cu sensul de reședință a lui Dumnezeu locuință a lui Dumnezeu. Cu sensul acesta avem scris că îngerii s-au întors la Dumnezeu în cer și că noi, credincioșii, trebuie să strângem comori în cer, nu cu sensul cosmologic, adică pe planeta Marte, da, ci în locuința lui Dumnezeu unde ne vom duce. Apoi, raiul lui Dumnezeu este o altă expresie care definește acest loc de răsplătire găsim în cuvânt, în mai multe locuri despre el, m-aș referi doar la un text. Cunosc un om în Hristos, spune Pavel, care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ce vrea să spună Pavel cu această exprimare? Nu îi este îngăduit unui om să le rostească, nu se pot spune. În sensul că este interzis să le spună, că la plecare de acolo îi s-a zis secret, nu spui nimic, sau cu sensul că realitățile de acolo nu pot fi exprimate în cuvinte omenești. Ce a văzut acolo este inexprimabil. Orice ai spune nu nu, cuvintele umane nu sunt capabile să, limbajul omenesc nu este capabil să cuprindă acele realități. Doar un mic exemplu. ar putea careva dintre voi, meșter bun la vorbă, să descrie în cuvinte convingător pentru unul care n-a gustat care diferența de gust între un măr Ionatan și unul Golden? Muși dintr-unul, muș din altul, Denis, nu ai mâncat niciodată, și eu îți explic care e diferența de gust și după aia tu să pricepi. Imposibil asta. Imposibil. Acestea trebuie experimentate. Cuvintele ne ajută. Asta cred că spune Pavel aici. Este inexprimabil. Dacă m-aș apuca să vă spun, ar zice Pavel, îmi dau seama că n-a spune nimic. Casa tatălui, sânul lui Avram, este un alt loc. Casa tatălui meu, deci înțelegem că raiul este o casă în care se locuiește, o ședință. Patria cerească, așa găsim în Evrei 11, este înțeles ca țara noastră, ca patria noastră, unde avem cetățenia, cetățenia noastră cerească, și mai este numit acasă la Domnul. În 2 Corinteni 5 cu 8, raiul este numit acasă la Domnul. Uh, varietatea aceasta de terminologie biblică cu privire la uh, Rai arată complexitatea și frumusețea acestui loc. În al doilea rând, Raiul, stimați credincioși, este un loc real, nu doar o stare spirituală. Este un loc real, nu doar o stare spirituală. Uh, este un loc în care se locuiește. E nu doar o stare de bucurie, de fericire, de binecuvântare, o stare de beatitudine, nu, ci un loc real, o cetate zidită de Dumnezeu, cum găsim în Evrei 11. Sau în Apocalipsa 21 la 22 este un text care conține în el un detaliu care ne atrage atenția. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați citit locul acesta din Scriptură despre Noua Ierusalim, această cetate, care s-a coborât de la Dumnezeu din cer și care este descrisă în dimensiunile ei, în forma ei, în materialele din care este făcută, Apocalipsa 21-22 și aici un detaliu. Cetatea era în patru colțuri, colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A venit un înger care avea o măsurătoare, o treste de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul, a măsurat cu trestea și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. potrivă. va spune cineva, trebuie să interpretăm simbolic, alegoric. Găsesc aici un detaliu care scutură această abordare. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Deci detaliul acesta, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul, detaliul acesta ne constrânge să ne uităm dincolo de alegorie. Da? E un detaliu. Cine crede în inspirația verbală a scripturii, trebuie să-l bage în seamă. eu nu cred. dacă în ochii unora sunt ridicol pentru asta, mulțumesc frumos, prefer asta și acceptarea de la Dumnezeu, pentru că cred în Biblie. 12.000 de prăjini. Grecescul stadia o prăjină, unitate de măsură romană uh, și grecească, 183 de metri. Atâta este o stadie, 185 de metri. Am făcut un calcul. 12.000 de stadia mulțit cu 185 de metri rezultă 2.220 de kilometri. Lungime 2220 km, lățime 2220 km, înălțime 2220 km. Dacă ar fi să cuprindem într-o sferă acest cub, raza acelui, acestei aceste sfere este 3141 km. Raza planetei Pământ este de 6378 km. Și ca să ne spună Biblia cu, acest, cu aceste detalii, rămâne să vedem când vom fi acolo. Este foarte posibil ca această cetate să fie locul despre care a zis Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. Deci mă voi duce și vă voi pregăti un loc, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ce doresc să subliniez cu aceste detalii care se pot adeveri. Dacă vor fi altfel, vom vedea. Pot să spun un lucru. Sigur, raiul este un loc real. Nu este o stare spirituală. Este o locuință. Apoi, Raiul este un loc inimaginabil, pregătit de Domnul nostru Isus pentru cei credincioși. Un loc inimaginabil. Isus a zis: În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Locul acela este inimaginabil. Este pregătit de Domnul Isus în dragoste pentru noi. E un loc pe care mintea umană nu îl poate concepe. Apostolul Pavel, în epistola către Corinteni, prima epistolă, 2 cu 9, spune așa. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Se poate interpreta că aceasta este și bogăția Evangheliei și a Revelației lui Dumnezeu și taina împărăției lui Dumnezeu. Contextul însă ne lasă foarte bine, mai ales cel din profeți, să interpretăm că se referă la eternitate și la locul pregătit de Dumnezeu pentru cei mântuiți. Dați-vă, vă rog, gradarea, graduarea uh, exprimării. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Multe vede ochiul, dar sunt lucruri pe care nu le văzut ochiul. Mai multe decât vede ochiul, aude urechea. Ați auzit de galaxia... Aia de care n-ați auzit. <gânt> da. Ați auzit de dosul lunii. Da, l-am văzut? Nu l-am văzut. L am auzit. Am auzit și de insulele Paștele. Care a văzut insula Paștele? Nu m-am auzit de ea. Sunt lucruri pe care le vezi, mai multe de care auzi și mai multe de care îți închipui. Nici nu s-au auzit, dar nu mai ne imaginăm. Și acum cuvântul spune așa: în raiul lui Dumnezeu, ochiul omului nu a văzut, urechea lui nu a auzit și la închipuirea lui nu s-au ridicat. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care moștenesc mântuirea. Țara lui Dumnezeu. Inimaginabil. Vorbele lui Pavel, am văzut acolo lucruri care nu se pot spune. Adică este inimaginabil. Odată, vedeți, în, în scriptură găsesc această două, două tendințe. Pe de o parte, prin multe metafore și explicații, ni se aruncă așa, ca o lumină în întuneric, o rază așa de lanternă într-o noapte întunecasă, spre, spre direcție. Cam, cam așa ar fi. Limbajul omenesc este folosit prin metafore, prin explicații, prin comparații, prin ce găsim acolo în experiențele omenești, ca să ne dăm seama ce e acolo. Ni se vorbește de pomul vieții, de un râu care curge cu apă vie, ni se vorbește despre izvorul de apă vieții, despre niște roade, niște frunze pe care, care slujesc la vindecarea oamenilor, ni se vorbește apoi că lupul va fi împreună cu mielul, că vițelul va fi împreună cu leu și leu va paște iarbă, că oamenii nu vor îmbăt... Cât discuții din acest... Limbajul omenesc este folosit cât se poate. După ce se puizează această direcție, scriptura ne mută pe cealaltă și spune, Azi, auziți, e inexprimabil. Tot ce v-am spus este un efort zadarnic. Totuși trebuie să notați, dacă v-ați ceva, ce e acolo depășește imaginația. Și acum o ilustrație. Odată, un om nevăzător, se născuse cu această dizabilitate, era în grija cuiva, un asistent, și în timp ce era uh, uh, ajutat, uh, asistentul a servit cu un pahar cu lapte. Lua micul dejun, nevăzător. Și în timp ce bea paharul cu lapte, nevăzătorul a pus o întrebare. Omule, a zis către uh, cel care îl ajuta, ce culoare are laptele? Uh, la întrebarea aceasta, uh, omul s-a uitat așa și a văzut pe marginea lacului, pe luciu, apei, niște lebede care înotau. și a zis, albă-i culoarea lebedei. Dar cum nevăzătorul nu avea noțiunea de alb și nici de lebădă, a zis, da, lebăda cei? La care omul răspunde, lebăda este o pasăre mare, cu gâtul lung și îndoit. Da, îndoit cei? Nu știe nici cum e laptele, nici cum e lebăda și nici ce e îndoit. Hai încoace. ia pune mâna pe brațul meu. Simți? Pipăia. Deci a îndoit așa deodată brațul. Ai simțit cum s-a rupt ritmul? Asta se numește îndoit. În timp ce pipăia, nevăzătorul a zis, „A! acum știu eu ce culoare are laptele. Așa aflăm noi cum e în rai după predică despre rai. Asta trebuie spus. Este inimaginabil cum va fi în rai. Totuși ce putem spune pe baza cuvântului cu privire la aceste întrebări? În rai va fi fericire de plină. Va fi părtășie continuă cu Dumnezeu. Vom vedea necontenit fața lui Dumnezeu acolo vom cunoaște desăvârșit. În Împărăția lui Dumnezeu vom cunoaște desăvârșit. În rai va fi mângâiere cerească, profundă. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Așa este descris raiul. Acolo nu va mai fi suferință, nici moarte și nici lipsă. Cuvântul spune că moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dinainte au trecut. Nu le va mai fi foame, nu le va mai visete, nu îi va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă aroșită. Lucrurile din tâi au trecut. În Rai, Dumnezeu va întoarce uh, spre binele nostru tot răul pe care l-am suferit pe pământ. Se va îngriji Dumnezeu să facă asta în Rai. Acolo va fi viață și sănătate din belșug. În raiul lui Dumnezeu va fi siguranță, stabilitate și frumusețe veșnică. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, în rai nu va intra nimic păcătos, nimic rău. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Acolo va fi închinare veșnică. Lauda dusă pentru totdeauna lui Dumnezeu. Cântau o cântare nouă. mai vă că serafimii se au lui Dumnezeu și spuneau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domn. E o închidare veșnică. E bucurie, neprihănire, pace în Duhul Sfânt. E această închinare veșnică, mă zic pe cineva spunând că o să cunoaștem tot. Să fim ca Domnul Isus și o să cunoaștem tot. O să fim ca Domnul Isus, în sensul că vom avea trupul lui slăvit și o să cunoaștem, dar pentru vecii vecilor, răpastia dintre Creator, Dumnezeu, și noi făpturi o să existe. El e nesfârșit și noi mărginiți. Iată cum înțeleg eu această expresie, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Nu e o, un strigăt așa în rutină, Sfânt, 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 este Domnul. Nu e o repetare a unor noțiuni, ci acolo este o scară a revelației pe care însăși îngerii urcă de când au fost creați până în prezent. Dumnezeu este infinit și creația rațională, omul și înger, a fost înzestrată cu capacitatea de a cunoaște și de a crește în cunoaștere. Și uite cum înțeleg. Îngerilor, Isaia îi surprinde pe această scară, urcând. A fost pe această treaptă. S-a uitat și a avut o perspectivă asupra măriții lui Dumnezeu. Și sfânt este Domnul. După ce au recunoscut asta, Dumnezeu a zis, încă o treaptă pentru voi. Din punctul acesta s-a văzut mai mult. Noile descoperiri, noile revelații, noile înțelesuri, a scos un strigă de uimire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sfânt este Domnul! Și cu această recunoaștere a lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, încă ceva, încă o treaptă. O, au zis ei, ajuns și aici. Păi n-am nimic până acum! Stăm lângă tronul lui de atâta vreme și uite ce frumusețe în Dumnezeu! Sfânt este Domnul! Domnul a zis, ai luat o treaptă! Așa înțeleg strigătul lor necontenit? nu-mi imaginez că ajungem în rai și în prima secundă aflăm tot. Și pe ne plictisim o veșnicie. Și urcăm într-una pe această scară a frumuseții lui Dumnezeu, ne bucurăm de frumusețile Domnului și vedem necontenit fața Lui. Asta e înțeles acolo. Eu așa mă gândesc o fi. Și din Biblie pot și uh, susține acest gând. Acolo va fi slujire și guvernare împreună cu Hristos. Am în minte aici, primește stăpânirea a cinci cetăți, a două cetăți, a. Deci, guvernare împreună cu Hristos. Și închei în seara aceasta cu o întrebare. Cine va merge în rai? Cine? Cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință. Cei care cred în Evanghelie și se botează. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cei care sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, cei care trăiesc în sfințenie, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cei care vor persevera în credință până la moarte, fi credincios până la moarte și îți voi da să mănânci din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Amin.